Bună, dragii mei, aceasta este tabela pentru luna iunie 2024, pentru cei din zodia Berbec. Știu că nu ne-am mai văzut de o perioadă, dar în luna mai n-a existat tabela ca idee, pentru că am avut o perioadă și eu mai încărcată. În fine, acum să vorbim despre tabela voastră, dragii mei berbeci, dacă aveți această zodie în harta voastră natală, predominantă, să zicem, și da, hai să vedem care va fi mesajul general pentru luna iunie, pentru această zodie, pentru zodia Berbec. Hai să vedem, ia uite, fix Berbec aici, fix un Berbec. Este o lună importantă, poate că este pentru mulți dintre voi, este luna cea mai importantă din acest an pentru voi, sau este luna voastră, este o lună cu un mesaj sau cu un impact, am simțit să zic, foarte important pentru mulți dintre voi, dragii mei berbeci. Intrăm și în sezonul verii oficial, da? Pe 20-21, parcă iunie este echinocțiul de vară. Bun, hai să vedem. La baza pachetului am văzut că avem aici un drum de munte și spune clar că ieși către ruta pentru succes, către succes, ești pe ruta bună către succes. Ia uite, avem aici și fericire. Avem berbecul, care este o persoană foarte încăpățânată, da, și agresivă totodată. Asta este clar energia voastră. Avem aici lumânare și se spune că o să ți se arate calea în această lună. Și avem și o femeie mai în vârstă. Faptul că o să ai de-a face sau relații cu o persoană mai în vârstă. Această persoană este foarte importantă. Poate există cineva care are părul încărunțit, care are foarte multă experiență de viață, este foarte înțeleaptă. Simt că s-ar putea să fie cineva din zodia Pești. Hai să vedem și niște cărți de tarot. Pentru voi, dragii mei berbeci, s-ar putea să fie o lună mai zgomotoasă, că fix acum se aude așa ca un tunet în această perioadă. E așa puțină ploaie afară și s-a auzit și un tunet. Poate că e o perioadă mai zgomotoasă, mai plină și chiar simt o energie mai plină. Uite, avem și un trei de spade, un cavaler de monede și mai simt să o carte și un 10 de cupe. Iar la baza pachetului avem 7 de cupe. Interesant. E o lună plină, așa simt. E o lună plină și, într-adevăr, trebuie să aveți grijă la această agresivitate pe care o aveți în această perioadă. Simt că este energia voastră. S-ar putea să fie și energia altei persoane cu care aveți de face. Poate un alt berbec. În unele cazuri, poate aveți de face cu un alt berbec, pentru că avem și diavolul și cavalerul de monede. Poate să fie și un capricorn în mod special. Interesant, combinație interesantă, o altă zodie cardinală. Avem împărăteasa, 3 de spade, avem și, ia uite, 10 de monede. Prima dată am crezut că e 4 de monede. 10 de monede clarificate, 10 de cupe. Clar, această femeie s-ar putea să fie din neamul vostru, să fie din familia voastră. Este o femeie foarte importantă în această lună, cel puțin, care o să vă ofere foarte multă ghidare. Scuze, foarte multă ghidare. Foarte multă claritate, ghidare și poate chiar și niște sfaturi foarte utile. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie chiar o bunică. Și dacă este cineva care, o bunică care nu mai este în viață, la fel s-ar putea să comunice cu voi prin vise, prin niște amintiri foarte frumoase. Ați avut niște amintiri foarte frumoase cu această femeie. Bun. Atenție la agresivitate. E o lună a contrastelor. Chiar da, uite, foarte interesant. Pe deasupra sunt și cărți extraordinar de benefice, de pozitive și totodată sunt și cărți puțin mai negative. E așa un contrast. Da, cu diavolul și cavalerul de monede. Este cineva aici foarte tăios, foarte radical, am simțit să zic, foarte încăpățânat, foarte agresiv și totodată cavalerul de monede este un prieten foarte bun, este o persoană foarte calmă, caldă, cel mai loial, așa, cavaler dintre toți și ne atrage atenția această veveriță, poate că aveți de-a face cu veveriță, de ce nu? Poate aveți de-a face cu
o persoană la fel calmă, caldă și poate că vedeți, o să și aveți așa în vizor această veveriță, poate ieșiți foarte mult la aer liber sau în aer liber sau ar trebui să ieșiți în parc sau undeva unde este foarte multă verdeață, să vă conectați foarte mult cu natura pentru că avem și împărăteasa. E așa, parcă simt și puțină îndoială sau simt ideea de alegere, simt o răscruce de drumuri, simt ca și cum... Nu știu, parcă trebuie să alegeți ceva. Ia uite, avem aici și pod. Da, sunt foarte multe rute, sunt foarte multe drumuri, cum am văzut și la început, acel drum de munte. La fel, aici avem un pod și spune că vei trece cu succes peste o problemă. Din nou, ideea de succes. Din nou, ideea de a trece peste ceva. Și este, într-adevăr, e un obstacol aici. Atenție să nu fie obstacolul, să nu fie fix această încăpățânare a voastră, această agresivitate, această dorință de control, de poate și o dependență, e foarte multă pasiune, sunt și niște vicii pe aici, pe acolo, atenție să nu fie acest lucru impedimentul vostru. Pentru că se poate, dacă treceți peste aceste lucruri, treceți peste niște chestii superficiale, voi aveți nevoie să cunoașteți drumul vostru. Mulți dintre voi poate că sunteți într-o căutare așa, amenirii personale, amenirii profesionale, amenirii voastre în lumea asta, de orice natură ar fi ea și parcă tot încercați lucruri și dați greș sau pur și simplu nu sunt pe placul vostru, exact ca un berbec așa, care se dă cu capul parcă în orice zi pe care le întâlnește, doar ca să înțeleagă unde se îndreaptă, să găsească altceva pentru el și așa o să fiți voi în această lună, dar o să primiți poate răspunsul și ar putea să fie mai simplu decât vă așteptați, ar putea să fie mai cald și mai frumos decât v-ați fi așteptat vreodată și cumpărătea asta, trei de spade, e ceva care vă nemulțumește, e o dezamăgire aici, s-ar putea să această cale, că e fix pe centru, da, această cale pe care voi o credeați a fi menirea voastră, a fi răspunsul vostru, adevărul vostru. Aici poate să fie cu privire la orice. Poate credeați că este într-o anumită direcție, s-ar putea ca în această lună să primiți contrariul și să realizați că nu este așa, că nu este acolo, că este în altă parte, de fapt. Și pentru unii dintre voi asta ar fi o dezamăgire. Dar este o dezamăgire de moment, că e trei de spade, e o dezamăgire de moment și apare această femeie mai în vârstă, apare cu un scop, scopul de a vă ghida către ceea ce este pentru voi sau nu neapărat să vă ghideze, să vă zică, uite, tu asta faci. Și poate chiar să vă și impulsioneze să faceți ceva frumos, să vă inspire, să vă înțelepțească într-un fel. Și să vă aducă acasă, să vă aducă aminte de ceea ce sunteți voi cu adevărat, da? Să vă aducă aminte de ceea ce reprezentați cu adevărat, să vă facă să vă aduceți singur pe calea voastră, ceva la genul acesta. Nu e cineva care o să vă dea răspunsul, este cineva care o să vă trezească așa în propria voastră persoană, propriul adevăr, da? Ceva la genul acesta o să se întâmple cu 10 de monede. E chiar o comoară. E chiar o comoară. Da? E și o comoară financiară, e și o comoară spirituală, sufletească, emoțională. Această femeie e foarte importantă în această lună. Poate să fie pentru unii dintre voi versiunea voastră matură, această femeie mai în vârstă. Să fie versiunea voastră îmbunătățită din viitor, să comunice cu voi printr-un vis, prin anumite mesaje. Bun, iar ca zodia avem clar un alt berbec, am simțit să zic și pești, capricorn și taur și balanță, în mod special capricorn și taur. Și poate să fie și o fecioară, că avem și elementul pământ foarte predominant aici. Și cam atât. Iar ca numere importante avem 3. Ca date importante 3 iunie. Când filmez eu este 2 iunie, deci... Nu, e 3 iunie, scuze, am pierdut noțiunea timpului puțin. 3 iunie poate să întâmple ceva important în ziua aceasta.
Dar în orice caz, 3, 13, mai poate să fie 30 iunie, 10. 10 iunie, foarte important, 10 iunie. Și 15 iunie. Cam atât pentru voi, dragii mei berbeci. O lună frumoasă vă doresc și ne revedem data viitoare.